Uite aici. Mai este cineva? Da, nu știu că sunt eu aici. Spun bine v-am găsit și mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră. Acum câțiva ani de zile, un prieten al meu mi-a povestit de întâlnirile dumneavoastră aici. Și mi-a spus, măi, cum să le zice, dacă vrei să vezi niște oameni așa deschiși, o atmosferă plăcută, zice, încearcă să ajungi odată acolo. Și, sincer să fiu, mi-a rămas în minte gândul acesta, dar nu am reușit să vin până astăzi. Și după un timp anume, mai precis în luna august, unde ești? Da. În luna august, fetele au fost la Cernica și eu mi-am propus, gata, zic, mă duc să-i fac și eu. De ce? Pentru că mi-a plăcut cum au cântat la Cernica. A creat o atmosferă foarte frumoasă acolo și de-aia și întrebam când am venit, dacă mai cântați și astăzi, că mi-a plăcut cum cântați. Era o fată care purta niște ochelari negre așa, era cu dumneavoastră, din câte știu. Așa, nu știu, e aici, nu e aici. Nu era. A cântat excelent, deci mie mi-a plăcut foarte mult. Și am tot zis că să vă mai văd și eu, dar n-am putut să vă mai văd. Am venit în sabatul 3, am venit aici, dar n-ați fost aici, ați plecat la Alexandria, că dacă știa că sunteți acolo, acolo vă găseam. Și în final m-am tot urmărit să vin, dar n-am venit până astăzi. Și astăzi am sunat la dumneavoastră, să nu greșesc eu. Da, mâine m-a sunat. Și în adins zic, trebuie să-mi ține ascult și eu, mi-e drag de voi. Și îmi place să văd ce program faceți astăzi. Să vă ajute Domnul și vă promit că vă mai vizitez. Și poate vă invitați în program dacă vreți să ajutați cu ceva, să puteți. Da. Ok. Da. Mai este cineva? Este cineva? Nu. Ok. E cineva care s-a ascuns acolo? Trebuie să mă urc pe scaun. Cred că scrie Oradea pe tricou. Ah, da, pe cine am uitat? Pe îngerașul meu blond. Ia, vină-ncoace. Vină-ncoace, zeița Diana. Mă iertați, nu trebuia să o prezint eu. Trebuia să se prezinte singură. Mamă, bună ziua, sunt Diana. E frumos. Prietenos, frumos cu grăștiu, sunteți toți frumoși. Și bărbații la fel. Nu mai poate să mai spun asta. Nu vreau să se intervine vară. Pasă cu atât de bună. Mulțumesc! Bine ai venit! Mai e cineva care pentru prima oară să nu s-a spus numele? Cine? Mai fost Alex. Alexa mai curs. Mai e cineva? Sus, mai e cineva? Eu, domnișoară, sus. Sunteți pentru prima oară aici? Nu. Măcar numele să ne spuneți, ca Aurel nu vă știe. Mihai. Mihai. Fata lui Jeli. Bine ați venit la asociație, vă zic și eu. Și vreau să spun că e prima dată când sunt solicitată să prezint un program. Și mulțumesc celor care s-au gândit la mine, pentru că toate lucrurile putem să le facem cu ajutorul lui Dumnezeu. Sunteți toți frumoși și veseli, mulți. Și ne bucurăm pentru că acum este o zi specială în care putem să aducem mulțumirile noastre mamelor, surorilor, soțiilor, prietenilor noastre. Acum vreau să vă prezint o prietenă de-a mea dragă și veche, care vrea să ne prezinte un popas de suflet pentru doamne, domnișoare și soții. Ghiciți cine ar putea să fie? Jenny. Jenny va prezenta un devoționat pentru suflet. Scuze-mă, Ivață. Mă, tot, Jenny. Mulțumesc și eu, bun venit. Mulțumesc.
Nu se aude. Nu se aude. Se aude, dar cine nu acum, în sus. Vă spun și un moment la toți, și în special femeilor, mamelor, domnișoarelor, surorilor, prietenilor, fiicelor și, de ce nu, și bărbaților care nu se trăiesc astăzi. Am fost rugată să vorbesc la acest copac de suflet și credeți-mă că am mari emoții, așa că dacă o să mă bălbui și sigur o să mă bălbui sau o să greșesc, sigur o să mă iertați. Vreau să vorbesc despre, așa cum ați spus, mamă, soție, fiică, sora. Când spui femeie, spui viață și binecuvântare. Femeia, caracteristica structurii sufletești a femeii este altruismul. Pentru cine nu știe ce înseamnă altruismul? Asta înseamnă o dăruire totală, fără niciun interes, adică tot ceea ce face, face pe toată inima. Femeia mamă, în autenticitatea ei, îi are în centru atenției sale pe ceilalți, persoane dragi, din familie, din jur. Ea este înzestrată cu rezerve aproape inepuizabile de dăruire, răbdare, depădare de sine, lipsă de interes, eroism, iertare și afecțiune. Iar drept culme a tuturor acestor daruri, mama trăiește dragoste jertitoare. Adică dragostea fără limite, care nu caută folosul său. Dragostea maternă este singura dintre toate celelalte care se apropie de dragostea dumnezeiască. Iar în această dragoste dumnezeiască, certitoare, o caută fiecare om, dar mai ales copilul are nevoie de ea. Să vorbesc puțin despre mama. Ce cuvânt simplu, cu o semnificație mirifică. Să fii mamă nu e ușor. Mama înseamnă mișcare, viață, acțiune, oboseală și, de ce nu, transpirație. Mama e aceea care te învață primii pași în viață, primele cuvinte și are răspunsuri la toate întrebările. Mama e cea care ne iubește fără a cere nimic în schimb, cea care ne-a oferit sprijin și încurajări când aveam nevoie și nu doar cu vorbe, ci prin fapte vrednice de urmat. Să nu așteptăm ziua de 8 martie să-i spunem că de mult înseamnă pentru noi sau pentru a-i oferi o floare. Florile nu sunt pentru mâine sau pentru morți. Astăzi, acum, în prezent, să le dăm o floare, o ciocolată, un zâmbet, un sărut. O mamă minunată merită ca în fiecare zi să fie 8 martie. O mamă ce caută, ce iubește pe Iisus și la 80 de ani transmite frumusețe și lumina. Ea aduce roade bune și e plină de suc verde. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei, cât încă mai e timp. Oricum, faptele trăirii o vor lăuda. Am să vorbesc acum despre femeia ca soție. Și unde poate fi găsit mai frumos un model decât în Biblie, în Proverbe 31, începând de la capitolul 10. Cine poate o găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea lucrează cu mâini harnice, este ca o corabie de negoți, de departe își aduce pâinea. Ea se scoală cât este încă noapte și de hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slușnicilor sale. Se gândește la un obor și îl cumpără,
din rodul muncii ei să își dovie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Ea este îmbrăcată cu tălie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinele nevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Și acum am să vă spun o ilustrație care mie mi-a plăcut și mă gândesc că poate sunt urechi care chiar au nevoie să audă. Un bărbat înțelept căuta o fată care să se căsătorească. Îi venise vremea. I s-au prezentat mai multe fete. Una deșteaptă s-a adus. În dreptul ei, el a scris un zero. I s-a prezentat alta, frumoasă. Mai departe, în dreptul ei scrie zero. I se prezintă alta, bogată, același lucru, un zero. Și au mai fost câteva cu alte calități. Au fost mai multe zerouri. Într-un final, îi se prezintă o fată care despre ea se spune că este temătoare de Dumnezeu. Și atunci, bărbatul scrie în dreptul ei un 1 mare, dar l-a pus înaintea la toate celelalte zerouri. E suficient să-L aibă Dumnezeu, să fii temătoare de Dumnezeu și toate celelalte calități vin pe deasupra. Asta e valabil pentru bărbați, ceea ce și-are în viață. Din Proverbe 31:30 mai scrie așa: desmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Inima bărbatului se încrede în ea pentru că știe că soția sa l-a invitat pe Iisus să-i conducă viața prin Duhul Sfânt și de aceea nu duce lipsă de dragoste, de bucurie, de pace, de lungă răbdare și nici de blândețe. Ea îi face bine în toate zilele, fiindu-i ajutorul potrivit pentru o viață trăită în credincioșie. Mai culesc câteva maxime, îmi place să le mai spun perle și cred că e bine să le spun. Cineva spune așa: eu cred că femeile sunt nebune când pretind că sunt egale cu bărbații. Ele sunt de departe superioare și întotdeauna au fost. Orice ai da unei femei, ea îl va îmbunătăți. Dacă îi dai iubire, ea îți va oferi un copil. Dacă îi dai casa, ea îți va oferi un cămin. Dacă îi dai alimente, ea îți va da hrană. Dacă îi dai un zâmbet, ea îți va da inima ei. Ea înmulțește și sporește tot ce îi se oferă. Există un singur copil frumos în lume, iar el aparține fiecărei mame. Mamele au o vârstă unică. Nu există mame tinere, mame bătrâne, mame frumoase sau urâte. Există doar mame. Inima unei mame este un adânc abis la capătul căruia găsește fiecare dată iertare. Mamele scriu cu mâinile lor cingașe în inima copiilor lor ceea ce vântul aspru al vieții nu va reuși să șteargă niciodată. Mama mea avea doar certitudini, citind o singură carte, Biblia. Eu, citind biblioteci întregi, am doar întrebări. Autor necunoscut.
spre final, am un mesaj de suflet pentru toate femeile de aici din sală. Și vreau să vă vorbesc așa ca de la inimă la inimă. Dumnezeu ne iubește. Să nu uitați niciodată asta. De ce spun asta? În primul rând, pentru că ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Ne-a binecuvântat cu darul cel mai special, acela de a fi mama. Ne-a înzestrat cu multe calități. De a iubi, de a fi cingași, plăcute, sensibile, puternice și credincioase. Să nu uitați, suntem fiice de rege, suntem fiicele regelui Universului, suntem surori cu prințul Universului. Mare valoare a pus Dumnezeu în noi. Dar avem și noi un mandat. Acela de a oferi o felie de dragoste, din dragostea lui Dumnezeu, pentru cei din jurul nostru, pentru cei dragi. Știu că putem. Haideți să facem asta. Domnul să ne binecuvânteze. Frumoase perle și mărțișoare ne-a oferit Jenny, nu-i așa? Cele mai valoroase. Acum se pare că tot rândul meu e, nu vă supărați, nu? Voi cânta și eu ceva spre slava lui Dumnezeu ca să-i mulțumim pentru mamele și femeile din viețile noastre care m-au inspirat. Se numește un nume scump și dulce este mama. Dacă se poate, te rog să pui și pe ecran și cine cunoaște cântecul sau dacă vrea în învață acum, să cânte împreună cu mine. Ok, mulțumesc. O să-i dai drumul. Va face ceva surpriză și pentru mine.
Lavinia, da. Când eram clasele primare, aveam un coleg Gigel și el avea o voce. Și la ora de muzică, Gigel, cântă un cântec. Și el se ridica și începea. Ieri am fost la grădiniță, m-a mușcat o albiniță. Ca mi-a învățat un cântec, așa. Dar îmi pare cita. Oh. Vrei să-l cânt? Vrei să cântăm o strofă din el, măcar? Să cântăm o preotă? Încercăm, încercăm. Când ochii mi-am deschis întâia oară, văzut în chipul tău blând și iubitor, simțim am adierea ta ușoară, eram în brațul tău ocrotitor, priveam spre tine ca printr-o măhamă și nu puteam niciun cuvânt. Și nu puteam rosti niciun cuvânt, doar te simțeam că tu ești a mea mamă. Cu Domnul mi te-a dat pe acest pământ, m-ai legănat din noapte până în noapte și mi-ai cântat din zori până în apus. M-ai alintat mereu în cai de șoapte și mi-ai vorbit cu drag despre Iisus. M-ai îngrijit și m-ai crescut cu lacrimi și fără încetare m-ai iubit. M-ai învățat să fiu om între oameni și m-ai iertat mereu când ți-am greșit. M-ai mângâiat la cea de suferință, m-ai învățat să rab, să aștept să sper. M-ai inspirat a Domnului credințe și în taină în pașinii îndreptai spre cer. Îți mulțumesc, Mănico, pentru toate și-l rog pe Domnul viață să-l mai dea. Să-ți dea putere, zel și sănătate, să te mai am aici, mămică mea. Aș vrea să-ți dau unde s-ar putea tot ce mai scump din lume. Dar și-o de bucuria ta-i, doar când te chem, mamă, pe nume. Aș vrea alături să te am, de s-ar putea o veșnicie. Să nu trăsar de câte ori te văd, mai tristă lângă mine. Ca să mă crești, ți-ai dat întreaga viață, cu zâmbetul tău cald, mai înflorit. O, cum să nu te ador, mămico dragă, când știu că cu ce iubire mai iubit. Când ochii mi-am deschis în tăia oară, să nu mă lași aici, mă, niciodată, că-ți mângâierea fără tine nu-i, iar totuși de va să fi să pleci odată, să mă aștept pe plaiul cerului. O, mama mea, eu niciodată n-aș putea să-ți răsplătesc iubirea ta, iubită mamă, mama mea. Da, abia aș fi vrut să-mi gândesc. E un cântec care cântă... Hai schimbat. Vreau să cântă un cântec, el cânta de Mădălina Manole, dar emoțiile... Noi am spus că nu contează. Noi ne acceptăm așa cum suntem cu darurile care le avem fiecare. Poate cu altă ocazie, Gabi ne va așa cânt. Acum urmea să Florin Coporan, prietenul nostru, să ne recite o poezie care, nu știu cum se numește, va fi surpriză pentru noi. Sperăm să fiți pe cu mamă. Pe poezia asta, aș vrea să zic că cuvântul mamă pentru mine e, nu știu cum să zic, era obișnuit așa, dragoste de ea, nu mamă, pentru că am fost de mic copil, la vârsta de 6 luni.
Dar din respect pentru ea și pentru toate mamele din lume, am să recit o poezie și nu numai. Poezia se numește Sărutul Mâna Mama. Bate ceasul vremii, Doamne, peste lumea asta rea, cât de primăveri și toamne va mai prinde mama mea. Câte zile însorite vor mai prinde pe pământ mame triste părăsite fără un chin și un cuvânt. Câte lacrimi vor mai curge peste fețele brăzdate, fiindcă sângele din sânge au plecat și sunt uitate. Doamne, inima ne-ntoarce și adune înapoi, căci orice în viață îmi face, tot se bucură de noi. Sărut mâna, mamă dragă, la mulți ani îți zic astie, fără tine lumea întreagă ar fi tristă și pustie. Mamelor ce au copii, dă-ne Doamne, sănătate, șterge lacrimile toate, să aibă numai bucurii. Amin. Și dacă mi-am îngăduit să zic o melodie, o strofă, este să repete, da, atâta, este să repete de două ori. Am cunoscut într-o tabără la Sinaia, într-adevăr și la Sfânt a fost frumos, dar și mi-a intrat în urmă acest cântec și nu pot să uit. O, Doamne, bun Părinte, aș vrea să-ți mulțumesc de soare, ploaie, pâine, ce zilnic le primesc, de harul tău cel mare, de sângele vărsat, curat prin el cu tine, trăim om neîncetat. O, Doamne, bun Părinte, aș vrea să-ți mulțumesc de soare, ploaie, pâine, ce zilnic le primesc, de harul tău cel mare, de sângele-ți vărsat, curat prin el cu tine, trăim voi neîncetat. Amin. Câți dintre dumneavoastră sunteți copilași? Nu, vreau să spun altceva, adică un copil este copil până când părinții, până când e copilul mamei, până când trăiește mama, da? Câți dintre dumneavoastră aveți o mamă? Câți dintre dumneavoastră aveți o mamă prezentă acum aici? Acum aici. Câți dintre dumneavoastră aveți o mamă prezentă acum aici? Sorin. Cătălin. Îmi pare rău că nu pot să ofer mai multe... Ba da, haideți că vă ofer baloane celor din față și să cântăm cu toții un imn pentru mamă. Muzica e pregătită. La mine, m-am zis, cu microfon.
Florine? Da. Îl am eu aici scris. E ziua ta, mămică. Da, așteptăm. Le-au dat aceste balone?
Gata, m-am gândit un tot, dar fără dumneavoastră, nu știu zău. Aaaa, cu tine astea trebuie să la promoții? Scump, doamnă, scump! Dintre la mai ieftin! Da, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, numele meu este Cristian Martin și sunt de profesie actor, sau cel puțin așa scrie pe diploma de licență. Cristi! Da. Eu cu Cristi ne cunoaștem mai mult. Da, ne cunoaștem tu, ne lucrăm împreună la Coca-Cola când încă nu voiam să fac actorie, speram să fac ceva mai bun în viață. Cristi, pe Cristi îl mai vedeți în Serviciul Român de Comedie, e mitică dragomie. Unde ai, un ce seriale mai apar? Spitalul de demență, mă rog. Dar ai prins chestiunea zilei cu Călinescu, la TVR, în mai multe. Aș vrea să spun și eu la mulți ani, doamnelor, domnișoarelor, mamelor, soțiilor, nu vreau să spun mai mult decât s-a spus înainte, că nu are rost, vreau doar să vă spun că voi sunteți eroinele acestei lumi. Că fără domniile voastre, lumea asta n-ar merge. Să fim cinstiți. Bărbații au condus pe față, dar femeile, de fapt, sunt cele care au condus lumea. Și de foarte multe ori, foarte bine. Am venit aici, alături de dumneavoastră, la invitația lui Florin, la dispărută. Să vă spun câte ceva despre profesia aceasta de actor. Și cu voia dumneavoastră să ne și jucăm puțin, bineînțeles, cine vrea. Da, ok, bun, perfect. Am început să fac această profesie pur și simplu din întâmplare. Și majoritatea prietenilor mei erau în această trupă de teatru. Nu mă gândeam vreodată că aș putea să fac această profesie. Și, bineînțeles, îmi petreceam vremea cu ei în sala de festivități. În altă seară vine directorul al liceului în sală și spune: cine nu face parte din trupa de teatru, nu mai are ce să caute aici. Brusc m-am înverzit, m-am dus la regizor. Rolul pe care l-am avut a fost un rol de popă. Dar mi l-a dat intenționat, pentru că poreca mea în liceu era părintele. De ce? Sau popa. De ce? Pentru că în clasa 9-a, în 86, vedea Ceaușescu să deschidă Politehnica. Și ne duceam câteva ore înainte acolo. Și eu abia ne cunoscusem, eu era clasa 9, abia ne cunoscusem și făcusem acolo ad hoc, în joacă, o curte regală. Unul era împăratul, altul era șambelanul, eu eram episcopul. Dar cum era greu să spui episcop, mi-au spus popă. Și așa mi-a rămas părintele, până chiar și la Coca-Cola, tot așa este la părintele, că erau colegi de mei. Bun, să revenim la orile noastre. Mi-a dat un rol, acesta de popă, după care a venit altul și tot așa. Am terminat liceul, am plecat, m-am dus la Cuțitul de Argint, aici la Meridian Club, era un centru de teatru. Ținut de doamna Elena Galgociu, mama regizorului Dragoș Galgociu. Am fost și pe acolo un an, după care am zis că eram îndrăgostit și cea cu care eram în acea perioadă era totuși cu totul împotriva teatrului și mi-a zis să fac și eu ceva serios, m-a pus de facultate serioasă și m-a trimis să fac management în comerț și turism. ASE. M-am dus, bineînțeles, am intrat ca prin minune, am intrat la facultate, nu știu cum nici până ziua de astăzi. Dar după primul an, din 11 examene, 9 le aveam restanță. Așa că am văzut aproape mai deștepți să fac ASE-ul și eu m-am îndreptat înapoi spre teatru. Bineînțeles, renunțăm la domnișoara cu care am atunci.
și am făcut până la urmă actorie. Este o meserie frumoasă, este o meserie destul de grea, cere anumite sacrificii, dar merită. Eu n-aș putea să fac altceva, mai ales că actoria este o profesie care vindecă sufletul omului. Pe când medicina este cea care se vindecă trupul, actoria vindecă sufletul. După care au început să apară în televiziune, am înființat un teatru la Suceava și așa mai departe. Fiind zodia gemenilor, deci fiind o fire duală, al doilea geamă nu se ocupă de actorie, ci se ocupă de artă plastică. Toată lumea care de fapt eu să trebuie să fac artă plastică, niciun caz actorie. Și în momentul de față mă ocup și de pictură. Pictez foarte mult, am început cu pictat icoane. Iar în momentul de față fac și pictură pe pânză, dar pictez pe pahare, pe ceramică și așa mai departe. Acum aș vrea să vă... Nu știu, dacă aveți întrebări legate de această profesie, vă ascult. Dacă vă spuneți, vă rog. Pe când mai luați ceva gen chestiunea zilei, mi-a plăcut foarte mult. Chestiunea zilei? Mă luam în fiecare zi și atunci. Ceva gen chestiunea zilei, era vorba să începem acum în martie, împreună cu Florin Călinescu, care am făcut un casting pentru oameni noi în chestiunea zilei, dar din păcate i-au apărut lumea Florică să danseze, să jurizeze și așa mai departe. Și probabil undeva prin toamnă sau martie anul viitor. Da, și eu am întrebat. Spune, doamne. Da, sunteți actor de stand-up comedy? Nu sunt actor de stand-up comedy. Eu nu fac stand-up comedy. Nu-mi place stand-up comedy. Nu, cel puțin nu-mi place asta. Cristi, da. Spune ceva din culise de la Serviciul Român de Comedie. Să spun ceva din culise? Păi, ceva din culise de la mașiniști, regizor tehnic. Tu erai Mitică Dragomir. E greu să... Nu era numai Mitică Dragomir, nu, n-a fost foarte greu, mai ales că semnul Mitică Dragomir se pare, mai ales dacă mă albez la păr. O chestie foarte faină legată de asta a fost acum 7 ani de Sfântul Dumitru, m-au trimis cei de la sport.ro, machiat ca Mitică, așa, îmbrăcat în costum, să-i duc adevăratului Mitică Dragomir, să-i duc la sediul Federației niște cadouri cu ocazia Sfântului Dumitru. El a avut așa un șoc, mă știa la televizor, dar a fost un tip foarte fain și asta de vorbă cu el și a fost ok. Cât de bănoasă asta contează, cât de bănoasă este. Nu știu cât de bănoasă este, dar... Buia din zi, Antonio. Cât de buia din zi? Păi depinde, de obicei o zi de filmare, când ai o zi de filmare, nu poți să spui că filmezi între ora cu tare și cu tare. Deci toată ziua ți-o dedici acestei profesii. Poți să spun ceva? Da, spune. Noi persoane cu dizabilități de vedere, nevăzători și stravăzători, știți că noi îi vin cu un teatru radiofonic. Da. Eu ascult mereu și îmi doresc să mai aduc ceva nou. Mă întreb, dumneavoastră, aveți cumva planul sau ați fost chemat de curând să faceți teatru radiofonic sau un teatru, din păcate, vreau să cunosc actorii mai buni sau... Pentru teatru radiofonic trebuie niște voci mai speciale, cu timbru special. Din păcate, eu nu am o voce chiar foarte specială. Deci nu l-am făcut teatru radiofonic, dar există în continuare, se face în continuare teatru radiofonic. Bineînțeles, se face în continuare. 2013, foarte puțin. Da, spuneți, doamna. Să știți că sunt foarte pasionat de pictura care... Că și eu foarte fain. Pe spitor, pe lemn, pe piadă. Și pe pânză. Așa pe pânză, foarte frumos. Și pe de lut fac. Am înțeles. Da. Aș vrea să știu ce fel de modele de icoane faceți. Păi fac diverse modele de icoane. Merg pe, bineînțeles că există niște canoane când faci o icoană. De exemplu, pentru a picta icoane, eu mi-am cumpărat terminia picturii bizantine. Unde te învață ce trebuie să faci, cum trebuie să faci. Adică într-un fel arată Sfântul Petru, de exemplu, într-un fel arată Fecioara, coloritul, hainelor și așa mai departe. Pentru că eu fac icoane din imaginație, adică n-am niciun model pe față. Trebuie să ai un model, altfel nu este icoană, este o pictură, pur și simplu. Bine, măcar, dacă tu ești legat de Dumnezeu și dacă tu crezi în Dumnezeu în momentul ăla și faci asta cu aducându-i lui o... aducându-i lui respectul cuvenit, atunci este ok. Am făcut aici chiar vreo 10 sau 15 icoane.
Foarte frumos. Cristian, îți dai de un joc? Da, vreau să am, o să am nevoie de doi voluntari. Uite, vină. Spune-ți, vă rog, spune. Vă ascult. Da, se pot pinta cu culoarea acrilice. Da, trebuie să fie o piatră netedă. Să fie piatră netedă, în special pietre de râu, să facă noi pietre de râu. Și pintați cu culoare acrilice, care se usucă imediat și sunt puțin cauciucat. Da. Da, bineînțeles. Nu, trebuie să ai indignații pentru așa ceva, așa cum trebuie să ai indignații pentru muzică, pentru orice, chiar și pentru limbi străine. Mascota lui? Da. Cum adică mascota lui? Mergea cu el în țară, la festivalul. Am înțeles. Da. Ok, spuneți, vă rog. Doi vorbe. Două întrebări. Da. De ce nu mai sunt cu mine de altă dată? Și cât mai vede vorbi cu el, așa cum era deodată. De ce nu mai sunt cu mine de altă dată? Păi, cum să vă spun, vedeți, lumea se schimbă, gusturile se schimbă. Glumele de altă dată, pe care noi le vedeam și le savuram, în momentul ăsta, de exemplu, nu mai au acea savoare ca atunci. Pentru că erau alte vremuri, lumea s-a dezvoltat foarte mult. E adevărat că acum există și foarte mult, de că vorbea domnul mai devreme de stand-up comedy, din păcate, stand-up comedy-ul la noi se face cu foarte multe înjurături și foarte multă vulgaritate, ceea ce nu-mi place. Să vă critic așa publicul, cred că va trebui să învăța. Să fie educat publicul, s-a încercat pe educarea publicului, da? Da, dar aceste evaluare rezistă peste timp, cum a fost caracterizat. Bineînțeles că rezistă, bineînțeles, absolut. Așa că și-a făcut dumneavoastră, dar publicul n-a plăcut foarte mult. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Pentru viitor v-ați gândit să faceți în următoarele filmări sau ceva, un scenariu cu persoane cu dizabilități, nevăzători sau locomotori? Asta nu țin de mine, eu sunt doar actor. Nu știu, mă gândesc că la... Scenaristul, regizorul, producătorii ei hotărăsc acest lucru. Eu sunt doar interpret acolo, nimic altceva. Da. Ok. Am și o întrebare, dacă se poate. Spuneți-vă. Mai este actual scovelul mitică la bătărie? Și eu știu. Deci, parcă nu mai este la nică. Parcă s-a pensionat sau ceva de genul. Nu știu ce se întâmplă, nu? Să nu spune nimic. Se câștigă și bine, se câștigă și bine. Da, pentru un joc o să am nevoie. Da, veniți până asta. Așa. Și eu mai ridicat semnă. Veniți-o și lasă, domnișoară. Și o să mai vină și altcineva. Eu fac de ceva vreme, fac improvizație foarte mult, improvizație de show, care nu este același lucru cu stand-up-ul. Improvizația de show este o formă de teatru derivată din comedia de arte. Adică, acolo nu există un scenariu. Pur și simplu se inventează pe loc în funcție de titlurile care ne sunt date din public. Astăzi o să fac cu domnii un exercițiu de improvizație, de antrenament, nu de show, care se numește dialog cu întrebări. Dumneavoastră o să le dați lor o situație, unde să se afle. La farmacie, în piață, unde considerați dumneavoastră, la nuntă, la botez, la mormântare, unde vreți dumneavoastră. Voi trebuie să vă prefaceți că sunteți două personaje. Nu știu, să zicem la florărie, doamna este vânzătoarea, dumneavoastră sunteți clientul și începeți un dialog. Doar că, care este clue-ul acestui joc? Nu aveți voie să faceți nicio afirmație. Răspundeți numai și numai cu întrebări. L-ați înțeles? Da? Încercăm? Ok. Hai puțin mai în față, să vă vadă toată lumea. Ok. Haideți să regăsim un loc. Unde să se petreacă acțiunea? La farmacie. La farmacie.
La farmacie să se întâmple. Ok, bun. Cine vrea să înceapă? Începe. Bună ziua. Bună ziua. Deja ați ieșit amândoi. Trebuie să puneți o întrebare. Ce doriți să cumpărați? Aș vrea niște scutece. Afirmați. Întrebare. Întotdeauna, întotdeauna întrebare. Întrebare, întrebare. În momentul în care ați făcut o afirmație. Ce doriți să cumpărați dumneavoastră? Aveți niște scutece. Nu se spune așa. Aveți cumva scutece în farmacie? Aveți cumva scutece în farmacie? Poți să mă uit, să verific un răz. Ai greșit. De exemplu, de care scutece să fie? Pentru adulți sau pentru copii? Ce doriți să cumpărați? Aveți cumva scutece în farmacie? De care doriți? De copii mici sau de copii mari? De copii mici. Ai greșit. Nu, le schimbăm mai să spunem că sunt la nuntă. Uite, uite, la nuntă poți să fii oricine. În cinele să fii un ospătar. La ficată de cină din... Da, cine vrei. Deci, la nuntă. La nuntă. Sunt grele? Cine vrei. Sunt grele asta, nu? Nu e cu ultima întrebare, hai. Doamna e... Da. Nu sunt ce doriți, ce îmi permite să intru și eu, vă rog? E o ieșire aici? Sau o intrare? Pe mine mă întrebați? Păi, altcineva este în fața mea? Nu știți că nu văd? Nu știți, nu vedeți că nici eu nu văd? Alb sau negru? Alb, dacă mai am. Există bani în buzunar sau în bancă? Unde e banca? N-aveți GPS? Dacă are jos, are? Probabil dumneavoastră e posibil să aibă, nu-i așa? Orice telefon are, nu-i așa? Iar mă întrebați pe mine. Dumneavoastră știați că lucrez la nebun? Mai bine mă întrebați? De ce? Afirmație! Oi, mai vrea cineva? Mai vrea cineva să mă încerce? Ok, haideți să mai facem un joc. Am nevoie de 4 voluntari. Veniți înapoi dumneavoastră. Veniți înapoi dumneavoastră. Da. Și în scaun, da, fără nicio problemă. Ok. Bun. Și mai am nevoie de încă un voluntar. Eu. Aurelia. Da. Nevăzătorii sunt foarte buni la improvizație. Și la stand-up. Și la stand-up. Așa, țineți. Ok. Bun. O să facem un exercițiu care se numește Poveste în patru. O să le dăm un titlu din public, un titlu de poveste care nu s-a mai scris, nu s-a mai făcut până acum. Ok? Da? Iar voi trebuie să faceți această poveste, eu făcându-vă semn, atingându-vă pe umăr sau făcându-vă semn din deget. Okay? Cine continuă? Începe unul dintre voi povestea, ținând cont de titlul dat din public, o poveste inventată, care să aibă un început, un culminant și o încheiere. Ok? Da? Și voi ceilalți trebuie să preluați povestea exact de acolo de unde a lăsat-o cel care povestea înainte. Da? Exact de la cuvânt, de la virgulă. În regulă? Ok. Un titlu de poveste care nu s-a mai scris sau mai făcut la acum. Vizite la... Caragiale. La audiență la Iohannis. Caragiale. Auziți? Gheața în pădure. Cum? Gheața în pădure. Gheața în pădure. În pădure se petrece acțiunea, ok. Dar ce se întâmplă în pădurea aia? Ilegal că e mai... Ok.
cules de ciuperci în pădure. Da, da, da. Ok, hai să vedem ce se întâmplă când se duce cineva la cules de ciuperci în pădure. Bun. Începeți. Lăsați, cine începe? Aurel. Am făcut semn. Aurel. Lăsați, începeți. Bună, oameni buni. Haideți că este frumos afară, a plouat destul, și să culegem și noi niște ciuperci. Doriți să veniți? E foarte frumos. Păsărelele cântă. Aș vrea să fie o poveste, nu o chemare la... Da. Într-o dimineață, Ionel s-a trezit și-a luat coșulețul și, de exemplu, s-a auzit în pădure. Deci nu un îndemn la, o poveste. Așa se numește, poveste în parte. Ionel s-a trezit de dimineață, fiind frumos afară, și i-a spus mamei lui: mamă, mă duc și eu în pădure să mai culegem niște ciuperci. Stop, continuă tu. Și mama lui a spus: bine, du-te. Nu uita să ieși smart cu fonul cu tine, să faci un live acolo, ca să vedem cum culegi ciuperci. După ce și-a luat toată tehnica cu el, alături de coșuleț, pelerină. Stop. Și... alături de... după ce și-a luat toată tehnica alături de coșuleț, a îndrumat prietenii unde să se ducă, în ce loc, ca să știe bine. Ei s-au dus, au cules toată cantitatea respectivă pe care au avut-o de cules la indicația lui. Așa. Numai că selfie-urile nu putea să le facă atât de bine, fiindcă nu era semnal în pădure. Antena era la o depărtare apreciabilă și apoi s-a împiedicat foarte mult printre urzici. Tu? Și săracul s-a și zgâriat, că dacă nu vedea, s-a zgâriat, dar, fiind un băiat perseverent, și-a contrat drum pe potecă până a ajuns într-o zonă unde avea semnal la telefon și și-a sunat prietenii castrăni să-l lăsese calea pradă pentru ori. Continuați. Ce faci, Vasilică? Eu sunt la ciuperci. Așa greu nu am putut să te prind din cauza semnalului. Nu știu... De ce n-ai vrut să fii și cu noi? Așa o vreme frumoasă este și e un rod mare de ciuperci. Frumoase, cărnoase și... și otrăvitoare. mă gândeam, dacă tot ne-am cules, să nu mă fie ozit degeaba, să-i le trimit cu soacră mea, dar nu-i lăsit de ea. Unele... Continuă. Păi dacă tu ai zis să-i le trimit în soacră, dar n-avem niciun soacră din păcat. Înseamnă că am băut eu prea mult și am uitat. Am luat în soacră. Bun, stop, povestea merge extraordinar. Acum o să ne îngreunăm puțin situația și o să vă rog, eu să vă dau stiluri de a povesti mai departe. Da? Trebuie să țineți cont de stilurile pe care le primiți. Și cum vă închipuiți voi că ar suna acel stil de a povesti, povestiți, da? Continuați opera. Ghici nu pe dăcei. Astăzi nu merg la femei, aș merg să culeg ciupercă. Tot opera. Ciupercă, ciupercă, ești cine sunt? Ciupercă, ciupercă, un om pe pământ. Ciupercă, ciupercă, nu știi ca cules. Ciupercă, ciupercă, nu știi cu pierdes. Domnescu. Tot opera. Ciupercă, ciupercă, o să te tai și o să te mănânc cu tot neamul meu. Ciupercă, o să te prepar și o să te dizori din stomacul meu. Publicitate.
Am mâncat destul de ciuperci și am făcut intoxicație. Acum ne aflăm din nou la farmacie. Nu, pădure, pădure. A, în pădure. În farmacia din pădure. Farmacia irică sau farmacia verde. Da. Cu ce să ne tratăm acum după atâta ciupertă? V-am spus curzici, da, avem și un tișor, avem și leurdă. Toată pădurea miroase a ceapă. Comentariu sportiv. Da, ca și poate comentarii sportive. Vreau să fie anestezat la o nouă competiție de culeț de șupești, acum și pădurile de concurență de păcate s-au anestezat în acusul de șupești intoxicate și i-a pus un evrei la farmacie pe care asta era anestezat și deschisă. Tot spune comentarii sportive. Stimați telespectatori, după atâtea goluri și atâtea rateuri, domnul Mitică Dragomir... Domnul, despre ciuperci. Da. Și-a căpturat pe pădurea că este o ciupercă, la schimbă că este la... Ciuperca a căzut, s-a împiedicat și a rămas într-un picior, domnilor și domnilor. Și vine, iată, vine doctorul pădurii, ciocănitoarea, ca să-i aranjeze piciorul care este în gips. Mulțumesc frumos, ia, bravo, bravo! Mulțumesc frumos! Există un exercițiu de improvizație, există o serie întreagă de exerciții, atât de show, cât și de antrenament. Improvizația este foarte bună pentru toată lumea, oricine poate să facă improvizație, pentru că te ajută să ieși din zona ta de confort, te ajută să fii mult mai liber și s-a demonstrat că este foarte bună improvizația împotriva Alzheimerului. Pentru că ține tot timpul mintea la emigrația vieții. Spuneți. Eu am nepoței și pentru că se plictisise de poveștile pe celebre știute, în fiecare seară îi inventa câte o poveste. El îmi spunea un cuvânt și eu făceam povestea cu introducere, cu prins și închiere. Asta este un exercițiu de improvizație, exact. Da. Este un exercițiu de improvizație, foarte frumos. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Și le mulțumim de Cristi. Vă mulțumesc foarte mult. Și să avem un an mult mai bun, mult mai bun decât cel trecut. Mulțumesc, Cristi. Mulțumim la fel și dumneavoastră. La urmare. Îmi pare bine că vă mulțumim că ați venit. La bine. Sănătate și sub cer. Mulțumesc la fel. Mulțumim. O, viața mea, ăsta, mămica mea, vă invit acum să dialogăm între noi, fete, între noi mamele, care suntem mame. Invit mamele aici în față. Da? Mame. Sau pe undeva, care sunt mame pe aici? Eu. Nu, mame, mame. Care sunt mame? Nu care atât. Care sunt mame? Deci atunci cuvântul mamelor. Mamelor din lumea întreagă. Hai, vă rog în față. Mamele. Și flori, doamne, că ce-i mame? Câte mame sunt toate mamele din lume? Destule. Uite, încă una, bravo, pe care nu mai văzut-o de mult. Ia loc aici, ia cu fața la mame. Da. Așa. Spune-ne, drăguța mea, cum e să fii mamă de băiat care este ca un soare? Spun că este o bucurie mare. Mi-ar fi părut bine să fie și fetiță, să mă ajute. Sincer, să fiu Sorin, nu face nimic. Dar îți dă sfaturi bune, nu? Da. Și să vă mai spun un secret. Sorin, acum de 8 martie, împreună cu Mircea Bratosin, au fost și mi-au cumpărat de ziua mamei un buchet mare de zambiluțe și o cutie de bomboane. Și vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Mircea că l-a ajutat și de câte ori Sorin a sunat să îl cheme să-l ajute la ceva de cumpărat, Mircea niciodată nu l-a refuzat. Foarte frumos! După cum îi vezi că sunt copii, așa sunt mamele. Eu personal nu văd un băiat, un cavaler, un băiat cu maniere alese, vorbește foarte frumos și politicos cu toată lumea și eu cunosc din tabără, am fost în cameră cu ei doi și așa o armonie între ei, ce nu am văzut în multă lume, este un adevărat exemplu. Mai este vreo mamă? Aplauze! Mulțumesc! Pentru echipa voastră! Muy bien.
Nu, mama, așa. Da. Dar uite, stai așa să te filmeze toată lumea. Mai în față. Am doi copii și patru nepoței și sunt cea mai fericită femeie din lume. Aplauze! Să spune și nouă, Trăznaie, ceva care s-a întâmplat o aventură între tine și nepoței tăi. Sunt foarte nătrâvani, se aleargă prin casă, ăștia micii că ăștia mă l-au crescut, se aleargă prin casă, se pitesc și eu întotdeauna dau mintea lor. Face ca orice animal, mă transform în orice, le spun povești, le inventez povești de fiecare dată ca să nu se plictisească. Și niciodată, eu spun că, indiferent cât ar fi ei de năzdrăvat și indiferent cât ar fi ei de plictisit, eu fac tot posibilul să nu plângă, să nu-i las să plângă, să nu se plictisească și chiar dacă trebuie să plece părinții să lucreze, eu am stilul meu de a-i piti, de a-i le face într-un fel ca să nu vadă, să nu observe lipsa părinților cum pleacă imediat. Vreau să o apreciez și pe mama Maria, pentru că am gândit acum așa, pentru că are plămâni foarte puternici, s-a văzut prin umflatul baloanelor astăzi. Mă bucur că suntem împreună și vă salut pe toți și vă iubesc pe toți. Altă mamă la rând? În spatele. Cine ne mai inspiră? În spatele tău. Emoțiile sunt în spatele tău, uite aici. Așa, ok. Mai așa să te vadă și prietenii de pe Facebook. Așa. Ok. Am o fată și 7 băieți și 3 nepoțeli. O, 2 nepoțele. Recordul. Să mamă eroină. Eroina mea. Și câte nepoții ai spus că ai? Un nepoțel, un anișor și jumate. Mulți înainte. Da, mulțumesc. Cum îți spune el ție? Buni. Buni? Așa. Și ți-a făcut acum o surpriză de 9 de martie? Da, maică-sa mi-a făcut surprize, o floare și m-am bucurat. A venit în vizită, m-am bucurat. Te-a pupat, ți-a spus să iubesc, nu? Da. E o bucurie mare pentru tine. Da. E, atunci, la mai mare, să ai încă 7 de potei. Da, mulțumesc. Așteptăm la un viitor, fiecare să... Așa, da. Dumnezeu. Cel puțin 14. Da. Facem 2 echipe de fotbal, nu mai spus să treabă. Cine mai este? Așa, dați-mi microfonul, vă rog, mulțumesc. Și mă poftesc cu invață cu curaj. Mai poți o dăniță cu curaj? Mama lui Cătăluga. Mi-e drăbă, mai aproape. Alo, nu vă dăm. Da, și suntem bucuroși că suntem alături de voi. Și ce să vă spun? Am o pe Cătălin care, pentru că el nu poate să vorbească. Să știți că vorbește frumos. Mie mi-a vorbit cu un valor. Altceva vreau să vă spun. De când suntem la asociație, mai am două fetițe pe Jenica și pe Robița, care au fost singurele care ne-au sunat și mi-au spus la multe ani de ziua de urmă. În locul lui Cătălin a fost vocea lui. Și cu asta vă mulțumesc mult, că și voi să-i pe toți. Oricum zâmbetul lui Cătălin cred că te răsplătește. Pe mine Cătălin când am făcut să râdă, din urmă m-a atins cu balonul. Și așa am simțit ce a vrut să spună. El știe să vorbească cu ochii și cu zâmbetul. Mulțumim frumos. Cine mai este? Iubite și mame de frumos.
M-am gândit voluntar, dar bineînțeles, păi trebuie să le invit eu, i-am zis o dată. Așteptăm să mai scurtăm timpul și să vă oferim tuturor timp să vorbiți. O invit și pe doamna care mi-a făcut cu afiura atât de frumos, încât v-a zis atât de bine și a fost în stare să vă fac să râdeți. Vă rog frumos! Jenny! Lori! Lori! Violeta! Mi-a șoptit-o Viola ca să-mi dai inima ta. Jenny, Flori, dragă! Mai și Doinița! Și pe Doina, oi! Și Doinița! Ne va să mai arăt prima! Violeta s-a început ce dorești tu să ne povestești? Ce ai tu pe suflet cel mai mult despre familia ta, despre ceva așa ca o imagine, o veche? Dragoste, sunt foarte fericită de ea. Ne încurcăm bine, chiar dacă doi dintre ei sunt căsătoriți. Ce să spun, o întâmplare mi-a duc aminte pe Dragoș când eram mic, era la un program de biserică. Da, și a fost scos în față, nici n-am știut, dacă mi-a cântat un cântec foarte frumos. Dar și eu pe emoții vă spun sincer că trebuia să cânte pe o melodie și a cântat pe alta. Dar mi-a reușit și nu s-a cunoscut din sală. Și când a fost întrebat ce îți dorește el mamei lui, ce își dorește pentru mama lui cel mai mult, el a spus că așa, a rămas în minte. Cum mama mă crește acum și mă iubește, așa vreau și eu, la rândul meu, când ea va fi bătrână, să am grijă de ea. Și împărătoar să avea trei copii atât de drăguți. Deci că viața ta e cam bază. Mai sunt și încercări, dar totul se termine cu bine. O aștept și pe Flori. Hai, Flori, curaj! Hai, curaj! Hai, Joița, înainte! Hai, Domnule! Și cum se simte o mamă cu nume și suflet de floare? Foarte bine. Mulțumim, Domnule, pentru fiecare zi care îmi dorește. Mai tare, microfonul. Care este aproape ultima bucurie care ți-au făcut-o copiii? Să zicem, sau ultima, pe care ți-o aduce aminte? Bucuriile sunt în fiecare zi care vin din partea copiilor mei. Dar una în mod deosebit a fost cu ocazia de 1 martie. De obicei, băieții mei sunt foarte atenți, cel mare și cel mic. Nu o să, ca să spun așa, nu amândoi de fiecare dată își aduc aminte în aceea zi. Dar o zi mai devreme sau mai târziu își aduc aminte într-un final și îmi fac o mică, o mică surpriză. Cel mai mic era, ca să spun așa, puțin mai atent în fiecare an, în sensul că el era primul care venea cu o mică atenție. Anul acesta, cel mare a fost cel care a făcut acest mic gest și pentru mine a contat foarte mult. Mă bucur. Sunt gelosă pe tine. Nu știu dacă o să fiu luată mama, dar îmi dau seama ce frumos trebuie să fie. Îmi închipui. Este un sentiment extraordinar de frumos. Mulțumim Domnului pentru moștenirea care ne-a dăruit-o. Avem o mare responsabilitate. Și ce pot să vă spun este că să vă iubiți copiii, dragi mame, să vi educați frumos în temere de Domnul. Amin. Și totdeauna să le fiți alături. Chiar dacă ajung uneori la vârste înaintate, să știți că întotdeauna au nevoie de sprijinul nostru, de sfaturile noastre, au nevoie de noi totdeauna. Am și o întrebare, încă una. Ce părere au copiii tăi despre faptul că vii aici? Sau cum ar considera că te-ai schimbat în bine sau ți-e mai greu de când vii aici? Cum percepi ei venirea ta aici? Venirea mea la asociație, copiii mei o percepă în felul că, în sensul că
aceeași mamă care sunt aici la asociație, aceeași mamă sunt și acasă. Știu dorita mea sufletească față de semeni, de cei dragi alături și mai ales atunci când este nevoie undeva, știu că răspund prompt și cred că pentru ei este un lucru frumos să își vadă mama că se implică la pe cum se implică și acasă. Înseamnă că ai niște copii deosebiți din moment ce răspund, mamă, mai lasă-i și pe oamenii aia, mai stai și tu o duminică, stai să nu te mai obosi atât, deci nu spun așa, nu? Asta e un lucru frumos. Sunt niște copii deosebiți în data gata. Unde-i Doinița? Doinița Carp. A Doinița, Doinița Carp. Mă așteptăm aici. Da, și pe Violeta. Întoarce-te, Doinanța. Păi dacă nu veniți mai repede, vă veniți cu populară. Ca și cine mai înainte. Doina nu știa să zică rânătușcă rămânică. Chiar nu putea să zică, am o fică, aș mai să vei Dumnezeu pentru ea. Sunt vărtă, da. Are 25 de ani. Este mulțumită pentru ceea ce fac. Este încântată de aia să fie încântată aici la asociație. Aplauze. Mai mult, dar să fie încântată. Pentru familia mea, pentru soțul meu, pentru fica mea, sunt o mamă fericită. Mă bucur, înseamnă că la tine vorbesc foarte mult faptele și văd că mai puțin vorbele, dar tot ne bucurăm că ești cu noi. Am o emoție de imaginație. N-ai de ce. Câte un familie, nu mai e. Eu mai mult cu o faptă decât cu vorba. Asta e cel mai important. M-ai chemat în față. Și pe tine sunt invidioasă. Aș vrea să pot să faci ce faci tu și să vorbesc mai puțin. Violeta duce de la ta la gunoi, o mireasmă duce răspândind. Deci eu nu zic că să te ojignesc, ci tu faci curățenie. Dacă nu e tu cu mireasma ta duce? Mă rog să te vadă... Mulțumesc. Altcântei n-am găsit. Mulțumesc. Ce să spun? Am doi copii, un băiat și o fată. În curând, patru. Sunt o mamă împlinită. Copiii sunt minunați. Îi iubesc în tot sufletul și... Și nu lasă să vină la asociație. Și nu te lasă. Să vină la asociație singur. Nu lasă să vină singur. Deci pe mine trebuie să te prezint patru, ești tu cu ești, și am mai gândesc că e. Mi-a plăcut să fie mamă, dar mai nu el sentimentul atunci când de mamă. Și cu mine. Da, deci tu ești mama cu cinci. Asta e, mai mare. Mulțumesc frumos. E duce mamele după ușă. Da. Întotdeauna să aveți un suflet deschis față de copiii dumneavoastră. Întotdeauna să vă faceți timp să discutați cu ei. Timpul nu se mai întoarce. Eu suntem trei nurori ca soacră. Eu sunt cea mai mare și încerc să învăț pe cumnatele mele și le spun, pentru că eu sunt cea mai mare și timp a trecut și știu ceea ce înseamnă să crești copii. Le spun, aveți grijă să vă treceți cât mai mult timp cu copiii voștri, pentru că copiii cresc și timpul nu se mai întoarce. Asta vă spun și dumneavoastră. Prețuiți timpul. Prețuiți timpul și tot ceea ce puteți să faceți, faceți în momentul atunci, pe moment. Nu lăsați să treacă timpul. Iubiți-vă din suflet copiii, pentru că sunt ființe nobile care vă iubesc și ei. Chiar dacă uneori ne supără, chiar dacă uneori nu sunt așa cum am vrea noi să fie, sunt copiii noștri, iar eu vin ca sufletul și ei ne iubesc. Înseamnă că datorită bunătății tale, soacrei tale i-a dispărut oricul de la cea. Sau a vorbit. E
A, Elena. Uța, Uța. Cu Elena. Please. Întrebare? Am obosit. Tu ești prezentatoare? Să spui și fără întrebare. Am și eu un fiu universitară și mă rog Dumnezeu să-mi dea și eu o fică ca să iubesc ca pe fica mea. Și sunt fericită că Dumnezeu mi-a dat copilul acesta. Este departe de mine, dar putem să ne vedem pe internet, putem vorbi mai de câte ori vrem. Probabil că ți este greu zi de zi să, când te trezești, să te gândești ce mai face copilul meu așa departe. La început era foarte greu și de multe ori am plâns. Și când am văzut cum Dumnezeu îi poartă de grijă, în fiecare seară și dimineață îmi credințez în mâna lui Dumnezeu și știu că ceea ce se întâmplă bine sau rău este în planul lui Dumnezeu pentru binele lui. Și nu mai e plâng cum plângeam la început de orice lucru care auzeam că nu mergea bine. Când ai văzut ultima oară sau când plănești să-l vizitezi, ca să-l vezi? De vizitat, nu știu, dar de venit bine în fiecare an. Am venit de ziua lui în octombrie anul trecut. Domnul să-i dea sănătate și acolo departe și ție tot ce dorești. Amin. Să trăiască, Elena, să fie frăsos. Ștefan cel Mare al nostru. Cine credeți că e Ștefan cel Mare? Ștefan. Ștefan? Da. Are ceva interesant. Mulțumesc, dacă am un pic de emoție. Am o cântare care vreau această cântare, în special să o dedic mamelor voluntare. Dacă cumva nu mă face față sau mă face ca nu, eu nu prea mă pricep la cântare, vă fac un efort să învăț și vreau ca să vă spun că noi, toate persoanele cu dizabilități din locul acesta, iubim toate mamele voluntare din asociație și vreau să vă mulțumesc din toată inima și din tot sufletul pentru efortul care îl face să fiți de fiecare dată duminica în locul acesta și în fiecare sâmbătă. Așa că vă binecuvintez în numele Domnului cu sănătate, cu putere, cu credință și cu tot ceea ce dumneavoastră aveți nevoie. Și încă un secret vreau să vă spun și cred că știți, Iisus vă iubește. Amin. Și cântarea e deja, îl rog pe Daniel să-i dea drumul dacă se poate. Fără sunet? Nu, cu tot cu sunet, pentru că nu s-aud căștile bine, te rog frumos. Așa și dacă se poate, puteți și cunoașteți cântarea, puteți să o cântați împreună cu mine. Nu mai tremura că pleacă tărul. Am emoții. Da, amintiri de neuitat, mă cheamă pe-a lor drum frumos. Aud un glas prea minunat, iar mamei cânt duios. Pământ.
Am simțit pentru prima oară în viața mea că am emoții. Această seară, aseară, cântam această cântare în cameră să-i fac repetiție. Și era și mama acolo și mama a zis ce frumoasă e cântarea asta pentru prima oară, tu fiica mea cânti. Vreau să vă spun, toți aceia care aveți mame, prețuiți-le și iubiți-le, nu atunci când nu mai poate, nu atunci când nu mai este în viață, atunci când este în viață, iubiți-le, prețuiți-le și oferiți-le un dar. În această dimineață când am ajuns în locul acesta, m-a avut pe inimă să fac un dar unui soror scump pe dragi în locul acesta și am simțit bucuria ei. Cu câtă bucurie a primit acest mic dar care eu am putut să îi ofer. Înainte să vin aici m-am dus și la mama și am făcut acest lucru și mama a zis: Ștefania, să știi că mă uit la tine, că Dumnezeu te-a schimbat foarte mult. Așa că să ne rugăm mult pentru mamele noastre, pentru că ne iubesc atât de mult, chiar dacă de multe ori ne greșesc. Domnul să vă binecuviteze, mămicilor, și nu uitați încă o dată, Iisus vă iubește! Acum urmează un exercițiu foarte important. Vreau să văd cât soți sunt aici în sală cu noi. Să ridice mâna. Robert, e aici. Așa de puțin? Mai mult, dar am curaj. Vrei să plec păsatul? Da, bășură. Se întâmplă ca soții să dea declarație soțiile lor, cât de mult le prețuiește. Elena, chiar dacă soțiile nu sunt aici. Să vedem cât a progresat declarația de anul trecut. Chiar dacă soțiile nu sunt aici, să uite în cameră, că le ascultă de acasă. Și apoi copiii să facă declarație mamelor lor, să vedem cine declară despre soția sau mama lor că este cea mai. Cine are curajul primul? Domnul mai din soții. Mai din soții. Ocazia mătușilor de la toate ființele dragi nouă la mulți ani, tot ce doresc să trească copii, familia și toate gândurile bune să fie asupra zâșilor. Eu ce să vă spun, am luat să fac 37 de ani cât de căsnicie. Mulțumesc. Și în ăștia 37 de ani, toția, m-am convins să-i mulțumesc. A venit un copil, o fetiță minunată, în care m-am convins să-i mulțumesc cu Domnul Iisus Hristos. Mi-a ajutat multe încercări, multe. De asemenea, mulțumesc la
partea care ne ajută, deci voluntar, partea feminină, ne mulțumim. Dumnezeu să dea putere să ne ajute în continuare, că vă rădăm și n-am putea să facem nimic. N-am avea cum să mergem aici. Ce îi spune special soției? Ia! Soție, ce să-i spun? Îi mulțumesc, o iubesc și bravo. Să fim împreună cu fata sau putem ajuta și toți care avem copii, și fete și băieți, să-i ajutăm să fim alături de ei. Că fără noi nu se poate. Nu se... Măcar acum să stăm puțin mai departe de cameră să nu... Și așa o emoție. Să nu ne scape ardu. Și așa o emoție. Adică acum fac ceva ce n-am mai făcut înainte de căsătorie, așa că înțelegeți și pe ei. Ce s-ar putea spune? Mulțumim soțiilor că sunt alături de noi. Le mulțumim că ne suportă. Trebuie să... Uitați-vă la Daniel că a trecut să-și anunță. Că ne suportă și că ne iubesc, da. Vedeți, noi bărbații suntem puțin mai distanți, așa mai... Nu suntem obișnuiți să spunem prea des te iubesc sau să... Așa suntem noi. Unii dintre noi. Unii dintre noi, uneori. Ca să... Așa. Robert, dar... să vorbesc și eu după 20 și ceva, dar de atunci, acum, da. Dar... ele știu că le iubim. Le arătăm zi de zi, seară de seară. Și faptul că... Acum așteaptă indicații, ca să înțelegeți. Nu încerc să-mi trezesc cuvintele. Nu, Daniel... Cuvintele lui sunt la ea! Păi asta... Așteptăm de la dumneavoastră declarație. O declarație de drept. O declarație de drept. El stare mult că nu vezi pe Violeta. E foarte mult. Ești cum să uită la Violeta. Da, dar e ca și când ar vedea. Am vrea să vedem ce spuneți dumneavoastră ființelor dragi. O declarație, direct, așa. Păi aș putea să-i spun că o iubesc. Oh, da, bravo! La fel cum am iubit-o prima oară. Wow! Când am luat-o. Doar atât? Ca prima oară, acum nu-i mai mult? Acum e altfel. Da, e altfel. Știți cum să zice că o soție se duce la avocat și spune, uite, vreau să fac un divorț, că nu mai, soțul nu mai îi spune că mă iubește. Și avocatul cheamă pe soțul și îi spune, uite, soția se duce că nu-i mai spui că o iubești. Ce? I-am spus când am luat-o, când nu o să o mai iubesc, o să-i spun eu. Problema e că voi, doamnele, așteptați mereu să vă mângâiem, să... Așa și trebuie. Noi suntem puțin mai reci, mai distanți. Înțelegeți-ne. Asta nu înseamnă că nu vă apreciem, că nu... Hai, Sandu! Sandu, a venit Sandu! Să spun o declarație pe care tu mi-ai spus-o mie și... În momentele noastre de tandrețe, mi-a spus așa, te iubesc ca în prima zi.
soacră mei. Și pentru mine a fost un lucru extraordinar. Cred că a fost cea mai frumoasă declarație pe care poate un bărbat să facă unui soție. Și mulțumesc de super! Vreau să-i faci cea mai frumoasă declarație de dragoste care ai făcut la piele. Acum, în fața mea. Acum. Nu să le povestesc. Să-i spui, te uiți în ochii și spui. Ceea ce spui, poate apărat. Ia. Ai stat să vadă tot cum să uiți în ochii tăi. Ia. Femeia este un bat mai mic. Nu s-a întâmplat asta. Ce să zic? Că vreau să vezi. Vezi, spui, vezi? Nu, Sandu, n-aveți curaj, spune-i direct! Sandu, curaj! Bravo! Să transformăm ziua doamnelor în chidul bărbaților. Haideți să trecute mi-a zis Sandu că nu exista o soție mai potrivită pentru el. Ei, asta vreau să spun! Eu vreau să spun că Dumnezeu a creat pe fața pământului cea mai frumoasă ființă după de pe pământ. Este femeie. Una, doi la mâini. Să știți că nu 8 martie, care este ziua femeii, ar trebui să fie o dată pe zi, ci 365 sau 66 de zile. În fiecare zi trebuie să iubim această ființă, că ea ne-a dat naștere și o avem lângă noi. 365 de zile, în fiecare zi. Știți de ce m-am măsurat? Pentru că îmi plăcea să calc cămăși și m-a săturat de ele, mă plictisise. Și atunci m-am măsurat pentru că acum am descoperit, de când m-am măsurat, că îmi place să calc și fuste și vârste. Cea mai frumoasă declarație de dragoste este pentru că vă spun cu mâna pe inimă, pentru că eu cu soția mea am intrat în biserică amândoi. Pentru mine e ceva extraordinar să o am lângă mine. Nu e vorba că este mama copilului meu, dar nu cred că o altă ființă m-ar fi suportat. Este ceva deosebit. Lucian, este o femeie. Uite, hai să facem un exercițiu. Cum te cheamă? Violeta. Când te-am văzut pentru prima dată la asociație, mi-am venit. Vino aici, Antoina! Vino aici! Asta era un exemplu. Ai înțeles? Păi cea mai frumoasă declarație de dragoste. În primul rând vreau să spun deci pentru toate domnișoarele, toate doamnele, toate femeile în general care sunt aici să le zic la mulți ani. Și Domnul să le binecuvânteze și le mulțumim noi bărbații pentru tot ceea ce fac pentru noi. Și acum ceva pentru soția mea. Dă iubit
Ce să-i spun? Că am iubit-o de când am luat-o, o fost uribesc până mor. Medică, medică, nu-i înțeles! Tu nu povesti în modul general! Tu uite în cameră, soția te va vedea de seară, sau dacă e acum în direct, și spune ei ceva direct! Hai, Petru, curaj! Vezi ce mâncare îmi faci când vine acasă? Îmi spun eu ce spun? Dacă te-ai clara altceva, că te-ai ajutat la jos după scaunul, dar asta s-a știut. Te-ai oprit? Ai văzut ce a spus aia mica, că nu știu să te iubesc. Aia mica zice lui Dănuț, zice, Dănuțe, vină cu asta, vedem dacă tati o iubește pe mare. Și mă vine la mine, în cameră eram cu Dana acolo, zice, tati o iubești pe mami? Dar cum o să nu o iubești? Ce întrebare? E acum. Și o ia pe Dana așa de brațe și o pune cu obrazul la lantul ea. Ia să-l ce repede cu Dănuț pe hol. Ce ți-am spus eu, mă, că nu știe să o iubească pe aia cu amintea pe jos? Ce ți-am spus eu, Dănuțe, că nu știe să o iubească pe aia cu amintea pe gură? Așa de să mă înveți să te iubesc, că nu prea știu. Florin! Florin, e ușor pentru tine să vorbești așa ceva. Da. Pe când viitoarea declarație de dragoste în fața unei ființe iubite? Pe când? Că ne-ai atras aici într-o cușcă în care am primit emoții. De ce? Tu nu? Uite! Uite cum arăți! Ești un Don Juan! Vă declar că aici, după ce îl vom asculta acum pe Dan, el atunci... Wow! Cred că sunt două persoane în sală. O să cadă de la palco, Monica, de emoții. Și cel puțin una. Și mers. Care nu o să poată să facă lucrul ăsta. Să îngenuncheze astăzi, înaintea voastră a tuturor, și să facă o declarație de dragoste persoanei pe care o are alături. Știi cine e, nu? Florin. Și de ce ne punem Florin pe fiecare să facem lucrul ăsta? Să-și noteți în carnețel câteva replici frumoase. Nu obișnuiesc să fac lucrul ăsta și nu obișnuiesc să manifest dragostea în mod public. Însă... Ca un exemplu, așa. Monica, stai jos. Monica, stai jos. Astăzi. Monica, stai jos. Monica, stai jos, care e motiv. Astăzi este despre Doamne. Astăzi este despre ele. Astăzi este despre dumneavoastră. În niciun caz despre mine, cel care sunt fiu. Cel care voi fi soț cât de curând și tată, și este despre tine, mamă, și despre tine. Cum o cheamă? Toată lumea știe cum o cheamă. Astăzi este despre cele care și-au sacrificat ani din viață pentru a ne face să fim cine suntem. Astăzi este despre voi, toate fetele, femeile, care au avut cel puțin un contact cu fiecare dintre noi. Este despre dumneavoastră, cele care ne-ați spus o vorbă bună atunci când am avut nevoie, și este despre dumneavoastră, cele care din spate ați lucrat la crearea caracterului unui bărbat, la crearea caracterului unui domn. Pentru că, dragi bărbați, niciunul dintre noi nu suntem mai puțin decât domni. Astăzi suntem domni. Datorită doamnelor, adevăratelor doamne, care au stat în spatele nostru și ne-au ridicat. Să rămână doamne. Fie, Daniel, că nu scapă ușor așa de mine. Voi n-ați văzut ce nouă și-a pus la mașină? Ce? Mete?
Deci prima e Monica, Constantin, Monica și după aia e Daniel. Mircea, Constantin, Mircea. Hai mă, lasă-ne, las-o imediat să spuse ce Mircea. De unde e Monica? Mă, eu tot de-am întors. Monica, o prăjitură, noi n-am făcut treaba asta. Nu e riscat. Irena, vrea să-i ducă microfonul celui mai tânăr. Să vedeți declarația cu de dragoste, de-a petrică pregătirea. Nea Petrică, spune-ți-i acum soției. Eu aș vrea să-i cresc plătul bărbații să ajungă și la 50 de ani de căsătorie. Cu aceeași femeie să nu o depărtez de la ei, să se scoală de dimineață, în pat acolo să zică te iubesc, draga mea, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a mai dat o zi la amândoi și te iubesc și e soția mea care mi s-a dat Dumnezeu și vreau să te păstrez lângă corpul meu. Așa, eu am o soție care m-a căsătorit 50 de ani, avem copii, nepoți. Păi nu, am vrut să arăt, dar așa. Chiar dacă nu mă vede aici, ea știe că eu o iubesc și după 50 de ani. Și că am nevoie de ea și are nevoie de mine. Și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și m-a ținut și bolnav a fost, m-a ținut și întotdeauna mi-a dat exact ce trebuie. Fără ea nu se poate trăi. Îi mulțumesc soția mea mult că este chip, cum a spus, chip îngeresc, cel mai frumos sex frumos din lumea asta. Mulțumim! Mai avem aici un tânăr în spatele meu? Vreau să filmez eu, Mircea. Momentul. Vreau să filmez eu momentul. Mircea! Mircea! Hai, Mircea, vreau! Vreau, Mircea! Tu ești Mircea, dar împărat e? Hai, Mircea, vreau! Păi n-am cum să ies. Dacă aș vrea, n-am cum să ies. Ștefania, dă-te puțin la o față. În față, vreau să iasă să-l vedem cu toți. Domnișoară, vrei să vă ridicați? Da, da. Corina. Să știți că rămâne filmat. E eveniment istoric, dar știți cum e... Ar trebui să vină și așa, da! Mai întâi de toate vreau să le urez doamnelor și domnișoarelor și mamelor, că în același timp, un călduros la mulți ani și Dumnezeu să le împlinească toate dorințele lor după inimă și să aibă parte de soți și de copii care să iubească în fiecare clipă. Mulțumim! Mulțumim! Nu stau în spatele lui. Ceea ce trebuie să știe Diana, pentru că suntem la fel, cred că suntem unici momentan în România, că este un înger. Și îngerul se vede pe culoarea ei. Trebuie să știți că această persoană este o persoană care îți poate schimba orizontul de vieți. Și în același timp te ajută să vezi viața cu alți ochi și te ajută să, prin calmul ei, să vezi viața că are vreme în același timp când Dumnezeu e acolo. Trebuie să știți că semănăm în proporție de 90%. Cele 10% înțelegeți că sunt diferențe. Unul din diferențe este bărbați și femei. Și restul înțelege de la sine că sunt diferențe. Mircea, dar n-ai curaj să te uiți în ochii ei și să-i spui? Ia să vedem. Păi, azi să mă uiți și în cameră, nu? Nu, bă, uite camera e aici. Mircea, curaj, Mircea. Ia, hai Mircea, uite, da, acum, curaj. Așa. Curaj, Mircea. Da, mă, valoare, ești bărbat, curaj. Curaj, Mircea. Draga mea, ești îngerul meu, care e venit în viața mea și știu că de fiecare dată ai fost păzitor.
și te iubesc cu toată dragostea din inimă și Dumnezeu să ne rămână în veci în inimă. Amin. Aplauze! Mircea, ia. Acum dorim ca un copil să-i mulțumească declarație. N-am cum să dă-i puțin în față. Sorry! Pacea Domnului, astăzi faci o reclamație pentru mama mea. Vă iubesc tare mult și să știe, și să știe treaba asta. Mami, te iubesc mult! Bravo! Să-mi cea mai mândră! Te fug! Bravo! Bravo, Sorin! Următorul curajos copil, cine vrea să... Jeni Mucan. Mami, te iubesc din toată inima mea și mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine. Bravo! 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 Mamă, sunt sigur că mă vezi acum. Și de sudă, bine că ne-ai venit la spital, Elias, și ai vrut să mă șcești la funde, rahat. Și de sudă, bine că mi-e niciodată nouă chestia asta. Și îți mulțumesc pentru tot ce fum pentru mine. Și să nu uiți niciodată că te iubești cât de rușine a pus. Să mă șcești la funde. Îți mulțumesc pentru viața. Sacrifici cu aceeași dăruire pentru mine, practic de 30 de ani tu nu mai în viața ta și practic trăiești numai pentru mine ca eu să-mi fie bine și să mă bucur de toate lucrurile care mă pot bucura în cărucioare. Așa că dacă astăzi am inima plină de bucurie, dacă astăzi am inima plină de încântarea de a primi în jur și de a mă bucura de o floare, de prietenii care se datorează ție, îți mulțumesc din suflet și Dumnezeu care
ne neocrotește pe amândoi să te binecuvinteze și să-ți dea putere să fii un exemplu pentru mine și pentru toți cei din jur. Îți mulțumesc! Auzi, Elena! Elena! Elena, e timpul ca Florin să facă declarații mamei lui pentru că el n-a spus nimic. Deci, haide să... Nu are internet. Nu contează, declarația ta va rămâne. Sunt sigur că mulți, foarte mulți ar fi vrut să facă lucrul acesta. Nu uităm și la timp. Da. Și vă rugăm să ne iertați cei care n-ați mai văzut. Dar poate că să faci o altă întâlnire numai de declarații. Da, Florin, te rog. Deci e și rândul tău. Tu ne-ai pus supus la, la chinuri așa. Hai. Mamă, te respect și te iubesc pentru că atunci când eram foarte descurajat, cuvintele tale de încurajare m-au făcut să merg mai departe. Bravo! Mamă, te-am iubit și cu drag m-am ieșit ca să nu mi se întâmplă. Thank you.
ridicat, cei care puteți, să cântăm la mulți ani cu sănătate pentru toate doamnele, domnișoarele și mamele noastre, da? Vă rog să faceți liber pe culoar. Da? La mine am nevoie să cântăm. Da? Îl aștept pe Lucian. Numai puțin. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți. Să vă mulțumesc pentru vizionare!
dacă. Ești ușa la altă vă scrisă ca să iasă. Aș mânca și ucă acum, adă. Da, de soare. Am vrut să sculez feluțel, odată să-ți prind ochel, dar cine nu știe oare Yeah.